Domnule Fenechiu e în legătură telefonică directă cu emisiunea Sub semnul întrebării. Bună seara, domnule Fenechiu. Bună seara, domnul Tăcescu. Când ați discutat cu colegii dumneavoastră liberali și cu colegii dumneavoastră din USL, cu PSD-iștii, despre această idee, vi se părea că sunt de acord, că au de gând să susțină o asemenea variantă? Nu, domnul Tăcescu, nu mi se părea că este cineva de acord. Pentru că în momentul în care vorbești de o taxă, este în primul rând o asumare politică dificilă, în urma căreia este greu, este dificil să ai de câștigat ca un politic. În general, când propui cetățenilor o taxă, ai de pierdut. Dar din nefericire, eu consider că în politică nu trebuie să te gândești doar la ceea ce ai de câștigat, ci trebuie să te gândești responsabil la ceea ce este important de făcut pentru țara asta. Dincolo de vorbe mari, eu îndrăznesc, pentru că mi-a cerut să intervin, să pun două întrebări. Prima întrebare este dacă dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc consideră că România are nevoie de autostrăzi. 23 de ani tot spunem asta. Așa. Sunteți de acord cu mine că da. De 23 de ani tot spunem asta și nu găsim soluția pentru a o rezolva, pentru a rezolva această problemă. De aici am plecat și eu, domnul Turcescu, pentru că fiecare guvern, fiecare partid în campanie electorală de 20 de ani încoace, sau poate nu chiar de 20 de ani, dar de 10 sigur, promite că va face autostrăzi. Și am luat și eu și am analizat de ce nu s-au făcut autostrăzi în România timp de 20 de ani. Și dacă odată o să fiți curios, o să vă rog să intrați pe blogul meu unde o să vedeți proiectul ăsta pentru 4.000 de kilometri de autostradă, unde am afișat harta României și autostrăzile care se găsesc azi în România. Și vă invit să le comparați cu toate țările europene. Și veți vedea că e penibil ce avem noi în România ca și infrastructură. Dar stați, că asta știm, domnul Fenechiu. Vă puteam spune și fără să postați ceva pe blog. Da. Deci am mai călătorit și noi în alte țări. Asta este doar, dacă vreți, motivul pentru care am Dar gândit. De ce să o faceți luându-ne nouă în continuare niște bani în buzunar? Că și așa prețul benzinei și motorinei în România e mare, domnul Fenechiu. Domnul Turcescu, pentru că dacă aș avea eu 30 de miliarde de euro, poate v-aș da 20 să faceți autostrăzi. Dar nu i-am. Și nu i-are bugetul României și nu i-are bugetul Uniunii Europene pentru a-i aloca României pentru fonduri. Asta e marea problemă. Toate fondurile europene pentru perioada 2014-2020 alocate pentru infrastructura rutieră sunt de maxim 2,5 miliarde de euro. Iar nouă, pentru a ajunge la o densitate de autostrăzi măcar comparabilă cu a Ungariei, ne trebuie aproape 30 de miliarde. De aceea, povești pot fi spuse multe. Putem spune că diminuăm bugetul Camerei Deputaților sau bugetul președinției, da, sau tăiem din cheltuielile nesimțite ale unor demnitari, dar nu rezolvăm nici 1% din necesarul pentru autostrăzi. Domnul Fenechiu, în 23 de ani, iertați-mă că intervin, vă asigur că s-au cheltuit totuși 30 de miliarde de euro. Nu, domnule, îmi cer scuze, vă spun că în 20 de ani s-au cheltuit pentru autostrăzi mai puțin de 3 miliarde de euro. Domnul Fenechiu, dar stați, vreau să vă întreb un lucru totuși. Și pe bună dreptate vreau să înțeleg. Dumneavoastră aveți acest proiect cu 4.000 de kilometri de autostradă, cred că l-ați lansat și în campanie electorală, da? Dacă nu l-am lansat în campanie electorală. Numai în momentul în care ați ajuns la minister? Nu. Eu lucrez la proiectul ăsta împreună cu specialiști de aproape 2 ani. Dar acum nu l-am lansat perfect. Până când nu l-am avut perfect. Într-o formă... Dar vreau să vă întreb așa. În momentul în care ați gândit proiectul ăsta cu 4.000 de kilometri de autostradă, de la bun început, deci la momentul în care a spus pixul pe hârtie și a zis, bă, România are nevoie de 4.000 de kilometri de autostradă ca să arate ca o țară din Uniunea Europeană, din punctul de vedere, v-ați bazat sau imediat când a spus întrebarea de unde luăm banii, asta a fost prima idee? Creștem, nu. Băgăm o taxă în carburant? Nu. Prima dată m-am gândit la concesiuni. Am zis să concesionăm autostrăzi. Și am luat și am analizat, domnul Turcescu, cum și-au dezvoltat infrastructura rutieră toate țările din estul Europei. Dacă dumneavoastră îmi găsiți o singură țară din estul Europei care a făcut o singură autostradă prin concesiune,
eu vă ridic statuie. Nu există. Păi nu, dar mă gândesc așa, că și eu mă pot gândi mâine, bă, vreau să facem 4.000 de kilometri de autostradă. Stați puțin, că eu mâine, credeți-mă, și dar de unde bani? Am intrat în emisiunea dumneavoastră pentru o discuție serioasă, nu pentru can-can, vi se pare că sunt neserios, domnul Fenechiu? Sau nu, cum? Nu, dar îmi spuneți că și dumneavoastră vă puteți gândi. Credeți-mă că e un subiect pentru care eu mi-am dedicat cariera politică. Domnul Fenechiu, de unde bani? Deci când fac un proiect, la un moment dat mă gândesc, mă, dar de unde iau banii pentru el? Dacă apuc să scot pe gură ceva, zic, mă, dar de unde iau banii dacă vreau să fac asta? Vă rog să mă lăsați să vă răspund. Vă rog. Am căutat soluția fondurilor europene și am ajuns, știți câți bani din fondurile europene s-au alocat pentru autostrăzi în exercițiu financiar 2007-2013? Un miliard de milioane de euro. Da, bun. Da? Deci ce vă pot spune este că nevoia de bani pentru autostrăzi în România este atât de mare încât nu putem discuta nici de fonduri europene, nici de economii de nu știu unde, ci putem discuta doar de aceleași soluții pe care le-au adoptat și alte țări care și-au dezvoltat infrastructura în ultimii 50 de ani. Am studiat Spania, am studiat Italia, am studiat Franța, am studiat Beneluxul. Taxa pentru traficul greu bazat pe distanță este aplicabilă astăzi în toată Europa. Din Ungaria încolo, toate autovehiculele de trafic greu plătesc taxe pentru circulația pe drumurile publice. Este una din resursele pe care am identificat-o pentru a putea aduna bani pentru autostrăzi. A doua resursă pe care am identificat-o este o posibilă creștere cu 10 eurocenți a prețului la carburant. Eu am lansat doar în dezbatere publică această sugestie. Oamenii, guvernele, clasa politică vor decide dacă se va lua această hotărâre sau dacă se va găsi că poate vine cineva cu alternativă. Mai am o singură întrebare, domnule Fenechiu. Vreau să vă mai spun un lucru și atât. Și după aia deci să răspund. Eu vreau să vă spun că din această mărire de acciză se pot colecta la buget aproximativ 750 de milioane de euro anual, iar din taxa pentru traficul greu bazată pe distanță se colectează începând cu anul viitor, dacă s-ar începe de anul viitor, 750 de milioane și până în 2025 se ajunge la 2 miliarde de euro pe an. Dacă cineva îmi identifică alte resurse de acest nivel, eu îmi ridic pălăria. Eu n-am identificat alte resurse și pe de altă parte nici nu cred că ar fi mai corect să mărim taxele generale din România. Mă refer la impozitul pe venit, la TVA sau alte impozite de acest domnul Fenechiu, este o propunere pe care eu personal mi-o asum, nu și-o asume partidul sau altcineva și o lansez în dezbatere să vedem dacă avem nevoie de autostrăzi și cineva găsește o altă soluție, este extraordinar. Bun. Vreau să-mi spuneți, la ce preț mediu ați calculat când ați făcut acest plan? 6 milioane de euro. Nu, de kilometru de autostradă? Da. Dar vă dau toate răspunsurile și dacă vreți eu la o emisiune, pentru autostrad. Că documentația pentru acest proiect are 200 și ceva de pagini. Bun. Și am și fiecare traseu de autostradă și modul în care am gândit construcția de autostrăzi și prioritizarea și împărțirea pe ani a execuției lucrărilor. Am prevăzut 5% în fiecare an pentru aceste autostrăzi, pentru mentenanță, pentru că eu propun ca 20 de ani mentenanța să execute firmele care execută autostrăzile ca să fie responsabile. Da. Deci credeți-mă că e un proiect coerent și care este foarte serios. Mulțumim. Dar într-adevăr are o hibă că are nevoie de bani. Dacă am putea face autostrăzile fără bani, credeți-mă că aș fi cel mai tare om din lumea asta. Mulțumesc pentru această